Petre Daia, ministrul agriculturii, a scăpat de demitere. Moțiunea depusă de liberali a fost respinsă de Camera Deputaților cu 93 de voturi pentru, 150 împotrivă și 25 de abțineri. Semnatarii documentului intitulat După ciuma lui Caragea, România lovită de pesta lui Daia, l-au acuzat pe ministru că a gestionat dezastros criza bolii porcine. Încă de la începutul mandatului, domnul ministru ne-a demonstrat că are o aplecare specială asupra metafizicii oi, iar declarațiile sale sunt celebre. Așa zisele acțiuni întreprinse de Petre Daia au demonstrat că acesta nu dispune de calitățile, cunoștințele, devotamentul și responsabilitatea necesare unui ministru în funcție. Actuala moțiune simplă vine să sancționeze gravele derapaje din domeniul securității alimentare, au arătat liberalii în motivarea moțiunii depuse împotriva lui Petre Daia. Ieri a avut loc dezbaterea propunerii de demitere, unde ministrul agriculturii s-a apărat în fața colegilor săi. Nu a făcut Daia sau guvernul Dăncil acest virus în vreun mojar și l-a pregătit și l-a instalat în țară, sub nicio formă. Acum în România 13 județe sunt afectate de pesta porcină africană. Peste 310.000 de porci au fost deja sacrificați, iar la nivelul țării sunt înregistrate aproape 1.000 de focare. 3.142 de proprietari de suine au fost deja despăgubiți. Valoarea totală a plăților este de 14.196.000 de lei.